It's less expensive than the CEO. Hai cu asta, să ieși tu locul în bancă. Da. Ai și tu niște probleme? Nu temă. Nu, teorema asta știu să le fac. Atunci facem noi un test la algebră. Testul numărul 3, de la pagina 86. Algebră, da? Da. Varianta A. La pagina 100? 36, varianta A. Da. E corito? Sper. Acum. Da. Dacă X și Y aparțin lui R, e un exercițiu de 4 puncte. Dacă X și Y aparțin lui R, numere reale, arătați că au loc următoarele inegalități. Arătați. A. X pătrat plus 18X plus 81. Plus 81. Mai mare egal decât 0. Da. Echivalent cu x pătrat plus 18x plus 81, putem scrie ca x plus 9, totul la a doua. De ce zice x plus 9? Care-i motiv? De unde ai văzut? Binomul. Dar de unde l-au văzut? Cum l-au văzut? Că eu nu înțeleg. Păi 2 ori x ori... Pe 18 umbli la el. Deci așa zicem. X pătrat plus 2 ori x ori 9. 18 și 2 ori 9, 2 ori x ori 9, și plus, imediat ți s-a atras atenția, de 2 ori prima parte, ori a doua, asta e a doua, deci plus 9 la pătrat. Care e tocmai perfect, e 81. Și atunci face x plus 9 totul la pătrat, și un pătrat e totdeauna mai mare egal decât 0. Da? Mai mare egal decât 0. Terminați. Următoare. Atâta trebuie să scrii, nu? Atât. Mă duc la capul. Gata. Da. X pătrat minus 30x plus 227. X pătrat minus 30x. 30x plus 227. 227. Mai mare egal decât 2. Mai mare egal decât 2. Echivalentul. 227 pătrat perfect? Nu. Aici 15 la 2 225. Da. Și o să avem x la 2 minus 15 tot la 2. X minus 15 totul la a doua. Adică x la a doua minus 30x plus 225 plus 2. Adică rupe pe 227, ca fiind 225 plus 2, da? Da. Echi... De parcă ai scădea din ambii membri un 2, măi. Echivalent cu? Scădem din ambii membri. Da, un 2. Și asta vine x pătrat, da. X pătrat minus 2 ori 15. Ori 2 ori x ori 15, pot să zic așa, da? Plus 15 la a doua. Care e egal mai departe. Clar că am aranjat binomul la pătrat. Și atunci este x minus 15, totul la a doua, și atunci e mai mare egal decât 0. Adică 2. Mai mare egal decât 0, că am scăzut pe 2. 2 minus 2, păi când am scăzut pe 2 din ambii membri. Da. Nu mai rămas 2. Aici vine mai mare egal decât 0. Și am lucrat acolo așa, perfect. Ce? X la a doua plus 2 radical din 2x. X la a doua plus 2 radical din 2x plus 3. Radical din 2. 2 și x în afară. X așa. Plus 3. Plus 3. Mai mare ca 0. Mai mare egal decât 0. Nu, mai mare, da. Stric mai mare. Stric. Păi x plus radical din 2 totul la a doua. Ar fi x plus radical din 2 totul la a doua?
Ia să vedem. Încercăm, da? Pe x la a doua plus 2... Deci x plus radical din 2 totul la a doua ar face cât? Dacă x la a doua plus 2x a egal din 2 plus 4. 2x radical din 2 plus 2. 2. Așa, plus 2. Plus 2. Și pe ce noi vreau să fie ca 2 plus 1? Aha, da? Ia uite ce idee. Ea se sesizează că la x plus radical din 2 totul la pătrat este prima parte la pătrat x pătrat. De două ori prima parte ori a doua, 2x, 2x radical din 2 și plus partea a doua la pătrat, adică radical din 2 la pătrat. Da, radical din 2 și la pătrat adică este 2. 2. Da? Și mai trebuie încă 1. Și lea, îi trebuie 2 la acela și lea din 3. Și atunci zice așa, echivalent. Echivalent cu scrierea următoare. Hai să vedem cum așezăm. X pătrat plus 2 x radical din 2 plus radical din 2 la pătrat, care e 2, și plus 1. Uh-huh. Plus 1. Egal mai departe, lucrăm, egal cu x plus radical din 2 totul la pătrat, deci am un 5, plus 1, care e strict mai mare decât 0. 0. Și e. Din ce motiv? Pentru că e la ăla la pătrat și plus 1 e mai mare decât 0 da. Și plus 1 îl face mai mare decât 1. Chiar mai mare, mai mare egal decât 1, pot să-mi spun. Corect. E mai mare egal decât 1. Și 1 e mai mare decât 0. Da. Strict mai mare decât 0, da? Și de un, x la a doua plus y la a doua. X la a doua plus y la a doua. Minus 4x. Plus 8 y, plus 20, mai mare egal ca 0. Păi facem x la a doua minus 4x plus 20, grupul. Ar fi x minus 2, totul la a doua. La prima acolo cu grupul x. Grupăm termenii cu x și termenii cu y. De acord. Deci echivalent cu scrierea următoare. Nu te repet, da? Mm-hmm. Înțelege că la propunerea lui mă apropii de ce spune el. X pătrat minus 4X plus cât ca să ajungi la un pătrat perfect? Plus 4. Ca să-ți dai seama, Adi, din 4 ăsta 2 ori X ori 2. Și îți este telefonată partea a doua. Partea a doua este 2. Și 2 la pătrat îți trebuie 4 aici. Deci plus 4, vedeți, plus 4. De unde l-am mușcat pe 4? De la 20. 20. Plus mai departe. Y pătrat. Plus Y pătrat. Plus 8 Y. Plus 16. Deci practic am simțit că pe 20 să rup în 4 și 16. Mai întâi, o primă necesitate a fost lui 4, după 4, ca să formez pătratul perfect. Și ce mai rămas am pus aici. Da. Dar sunt fericit pentru că se pare că și aici am șanse. Da? Acum îl schimb pe primul ca fiind x minus 2 totul la doua. X minus. Da? X minus 2 totul la doua. Plus. Și a doua, x plus 4 totul la doua. Y totul la doua. Să vedem mai dacă suntem. 4, da. Bine, 2. 2 ori Y ori 4. Și plus 4 la doua. Da? Deci este într-adevăr Y plus 4, totul la a doua, care e mai mare ca decât 0. Sigur. Că suma a două pătrate... E mai mare... Întrebarea, dacă vi s-ar fi dat așa, să se rezolve ecuația, ia să vă spun eu, să se rezolve ecuația următoare. X pătrat plus Y pătrat minus 4X plus 8Y așa, egal cu minus 20. Adunăm cu 20. Da. Și ar fi apărut x pătrat plus y pătrat minus 4x plus 8y plus 20 egal cu 0 echivalent cu x minus 2 totul la pătrat plus y plus 4, totul la pătrat, egal cu 0. Deci ar fi fost x minus 2 totul la pătrat, plus y plus 4 totul la pătrat, egal cu 0.
a plus ceva la a doua, sigur e zero. Păi când? Nu-i sigur tot timpul zero. Și e mai mare sau în extremă este zero. E egal, da. Păi și cu plus, plus cu plus. Păi când ar fi exact zero? Când x minus 2 totul la pătrat e 0, e 0 și y plus 4 totul la pătrat e 0. Atât. Deci dacă și numai dacă, pe rând fiecare x minus 2 totul la pătrat egal cu 0 și y plus 4 la pătrat egal cu 0. Și asta când se întâmplă dacă și numai dacă? Când x egal cu 2, nu ce, 5 la pătrat face, deci x egal cu 2 și y egal cu minus 4. Așa se dă finalul. Deci nu este gata 0 și la revedere. Nu, tocmai că îl oblig să fie 0, când am cerut să fie 0, înseamnă că am obligat și ăsta să fie 0 și ăsta să fie 0. Corect. Da? Tudor are o întrebare. Te rog. Zici că nu știi să faci exerciții de genul x plus 1 pe x egal cu 3. X plus 1 pe x, x plus. A, dacă se, deci cum e? Zic-o domnului profesor, deci, dacă x plus 1 pe x egal cu 3. X plus 1 pe x egal cu 3. X plus 1, numai 1 supra x? Da. X plus 1 supra x egal cu 3. Aflați x pătrat plus 1 pe x pătrat. Da. X pătrat plus 1 pe x pătrat egal cu 5. A, dai, frumos. El calculează de pe x. Da. Dar vrea el să știe, mă. Dar nici eu nu știu. Mie mi-a spus că putem face un binom, dar nu mi-a spus mai, mi-a spus să aflu eu. Amplificăm. Și chestia e frumos. Eu am o întrebare, nu putem face, ridicăm primul termen la pătrat și al doilea termen la fel, tot la pătrat. Sigur, dacă ambii membri la pătrat. Deci fiindcă tu ai de x pătrat și unul pe x pătrat, plec de la asta care ți se dă. Să ridicăm ambii membri la pătrat. Deci cum? Așa plecăm. Cum? Așa. X plus 1 pe x egal cu 3 echivalent cu a spune că x plus 1 pe x totul la pătrat, adică partea stângă la pătrat, egal cu partea dreaptă la pătrat. Cu 3 la 2. Da? 3 la 2. Ceea ce ar însemna echivalent x pătrat, că acum adică la pătrat. Da. Da? Vine cât adi, te rog. X pătrat plus 1 supra x pătrat, da. Plus 1 supra x pătrat, da. Nu, da. Egal cu, plus. De ce zici plus? Pentru că este x pătrat minus, plus, este plus 2. Asta, de 2 ori prima mulțime ca a doua. Deci ziceam după aia. Cum? Păi da, mi-e teamă să nu cumva să te oprești aici, Adi. Ah, deci okay. O faci tot timpul, cum spun eu, așa, că există riscul ca zici x pătrat plus 1 pe x pătrat și fără să mai spui prima, de 2 ori prima ori a doua. Se bagă la mijloc. Deci observ că tot timpul am avut grijă să fie la mijloc. Deci de aceea facem așa. Deci vin x pătrat. X pătrat plus 2 ori x ori 1 pe x. Da. Plus? Plus 1 pe x la pătrat. Pare. Egal cu 9. Da. Și deci, ar fi echivalentul. X pătrat. Simplificăm acolo. X cu x se simplifică aici. Da, corect. Și o să fie x pătrat plus 1 pe plus. Plus 2 plus 1 pe x pătrat. 1 pe x totul la pătrat sau 1 pe x pătrat? Pătrat, da. Este egal cu 9. Ceea ce ar fi echivalent. Cred că x pătrat plus 1 pe x pătrat, numai atât, da? Da, egal cu 9 minus 2, 6. 9 minus 2, 7. Da, x pătrat plus 1 pe x pătrat este egal cu 9 minus 2 și egal cu 7. Da. Deci asta că am aflat x pătrat plus 1 pe x pătrat. Nu mai dați un exercițiu. Deci pleci la ce ți se dă, ridici la pătrat, da, da. Lucrezi după formulă și ajungi la rezultat. Da. Nu mai dați un exercițiu din ăsta? Da, încă unul. Vreau să fac. Vreau acum să vă găsiți cât este x la a treia plus 1 pe x la a treia. La a treia. Da, egal cu ce. Cu x la a doua plus 1 pe x la a doua pe lângă x plus 1 supra x. E sigur sau ai lăsat-o bâșbâit așa? Așa, așa. Uite, Adi. Ai mers pe ideea că ar fi cea dinainte mulțit cu x plus 1 pe x. Cam asta ți-a fost ție. Da. Dar oare ești nu cumva spre corul greșeal acolo? Miruna? Dacă ne ducem pe amândouă la a treia. Asta-i.
Se ridică, se ridică la puterea a treia pe ambii membri. Și știm, da, o formulă cu la a treia. A plus B la a treia. Da. Dacă chiar și dacă nu știm, dacă nu știm, ce facem? Îi facem... Zicem la a doua. La a doua o împărățim la a treia. Încă o dată e amulțită, nu? Da. Miruna, hai să o facem. Hai să o facem așa. Deci... Hai să vedem la ce ajungem. Vrei să găsim formula întâi și pe urmă să ridicăm sau ca formulă generală pe care o veți de care veți avea, da, nevoie? Ați vrea formula, nu? Știu. Ați vrea? Păi dar n-am făcut noi Pasca. Exact. Pasca. Așa. Deci, da? Pasca? Am zis așa. Pasca. Nu Pasca, măi, nu ce Pasca. Pasca. Triunghiul lui Pasca. 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 E bună Pasca. Bă, zicându-i deja la Pasca. Ce se da. Păi, gândul la Paște. Ia pe de Pasca, ce Pasca cu x la dreptul la 3a plus 3 o x la dreptul la 2a plus 1 pe ori. Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos că cărța cu schimb bateriile sau să te mai mulțumesc mult! Da! Și x la 3a. Mă asculti? Plus 3a la 2a. Eu am putut foarte bine. Plus 3a de la 2a. Da! N-am controlat aceea și mi-a zis că e mis fără sonor. Da. Dă-te tu la tablă, Miruna, Mihaela. Eu mă duc, da? Îi dau Pascal? Da. Da, nu, nu. A, nu Pascal. Formula? Pascal. Formula, dacă ți-aș spune un sonar, de unde vine. Deci, A plus B, totul la a treia. Egal cu A la a treia. A la a treia. Plus 3 A la a doua. La a doua B. Plus 3 A de la a doua. A de la a doua. A descrește, domn profesor, vă zis tot timpul. Și asta l-a ajutat. Așa fel încât suma lor îi trei tot timpul. Plus B la a treia. Vreți să vă și demonstrez? Nu. Nu vreți. Deci, 1, 3, 3. Dacă știu formula, nu mai vor demonstra. Da, am făcut demonstrația. Păi n-am făcut-o odată, zis că n-am vrut să pierd timpul. Și atunci x plus 1 pe x totul la a treia va fi egal cu 3 la a treia. X și x, pe, x la a treia. Asta se cunoaște. Ah. Asta se cunoaște. Da, de când de la asta, trebuie să aflăm de asta, a zis domn profesor. Corect? Da. Bun. Și acum am dat la a treia, n-am mai dat la a doua, da? Și acum desfacem după formulă. Ăsta e A. Ăsta e B. Ăsta e B. Cine vrea să vorbească? Eu. Tudor, pentru că e testul. Da. Dar nu are test. Taci. E testul, dar are test. X la a treia plus 3 x la a doua. 1 supra plus x. 3 x la a doua. 1 supra x. X, da. Plus 3 x. 3 x. 1 supra x. X pătrat. Da, pătrat. La a doua. Plus 1 supra. 1 supra. X supra, tot la puterea a treia. Așa. Și? A venit cineva. Și egal cu 27. Egal cu echivalent cu asta. Egal cu 27. Da? Și? Andreea. Și? Bine, bine. Și aici x cu x la a doua. Da. Și va rămâne x. X cu x la a doua de aici va rămâne. Rămâne x. Așa și echivalent cu? Una, Andreea. X la a treia. X la a treia. Plus 3x. Plus 3x. Plus 3x. Plus 3 supra x. 3 ori 1 pe x. Da, 3 supra x. Zici așa, 3 ori 1, 1 pe x. X. Da? Da. Plus 1 pe x la 3. Plus 3 la 3. Iar cu 27, dacă nu vă să vă las. Da. Deci, iată că avem echivalent. Aici, chestiunea echivalent scrisă. Așa este. X la 3 plus 3x plus 3 ori 1 pe x plus 1 pe x la 3. Și ce fac eu în condițiile astea? Eu mă interesez, văd că am nevoie numai de x la a treia plus 1 pe x la a treia. Deci am nevoie numai de x la a treia plus 1 pe x la a treia, da? Înseamnă că chestia asta n-aș avea nevoie de ea. Dăm pe 3 în factor corect și apare x la a treia plus 1 pe x la a treia plus 3 pe lângă x plus 1 pe x. Egal cu 27, da? Da. Acolo ce mai ce nu știu că în paranteză. Aduci la ceajutor în paranteză, eu n-aș face asta. Nici eu. Da, cum ai face tu?
Fiindcă dă, x plus 1 pe x, y 3. Uh-huh. Ah, asta e mișto? Da. Da? Și trebuie 3 nouă acolo. Și acum vine x la 3-a plus 1 pe x la 3-a plus 3 ori 3. Asta e 3. Da? 3 ori 3 se bagă tot 1. Și dăm 27. Cel ce ar fi însemnat că x la 3-a plus 1 pe x la 3-a plus egal mai departe cu 27 minus 9 și egal cu 18. Iată întrebarea, x la 3-a plus 1 pe x la 3-a este egal cu 18. Foarte fain. Exercițime. Da. Șmecheria a fost asta. Știu formula și scot pe 3 în factor și dau peste ea. Da, pe da, care o folosesc. Că dacă aduc la același numitor, vine x pătrat plus 1 pe x. Și nu am stricat relația aceea. Că și e limpede dacă știu formula și scot 3. Cu alte cuvinte, aici se scoate 3ab în factor. 3ab lângă a plus b. Da? Scoate 3ab lângă a plus b. Și atunci, a plus b este dată de la început, înlocuiesc și a ori b face 1, de aia e x și 1 pe x. Unul invers cu celălalt. Uh-huh. Să face simplificarea. Hai. Da, să... Mai ai tu de oriceva? Nu mai ai. Încercăm să ne oprim cu minte. Da, da, da. Pe și să... Putem să facem, să trecem în revistă ce a fost acolo, ca idee. La geometrie, la prima parte, la geometrie, area văzută. Am două moduri. Două. Dar ce s-a aplicat acolo au fost lucruri așa, de la lui Pitagora, nu? Pitagora, la catete, înălțimii, iată, au avut un test. Deci, în test acolo au fost lucruri acestea. Le-a aplicat și voi ați sensizat că... Simetrice într-un triunghi de triunghi, de spune, da? Da? Relații metrice. Metrice. Într-un triunghi de triunghi. Cum ar ce aminte rămân? Pitagora. Rămân alții. Adi, Adi. Pe cheamă. Pitagora, înălțime și catetei. Și catetei, da. Apoi, doi. A fost vorba de... de relații metrice. Aria. Aria, da, a văzut-o din două perspective. Aria. Din două perspective. În paranteză, sunt de pe laturi, pe două laturi, da? Cu baza, pe rând, schimbând baza. Da. Pe rând, schimbând baza. Și la algebra am făcut formule de calcul presupusă. Așa, formule de calcul presupusă, da. Și inegalități. Da. De calcul. Patru inegalități. Da. Da? Bazate pe binom. Da. Practic, nu? Da. Pe a, bazate pe... pe... A plus B. A plus minus B la pătrat mai mare egal decât 0. Pe asta ne-am bazat tot. Corect. Și dacă mai scriu și de minunile astea, de ecuații sau ce sunt? Știind o egalitate, găsești o alta. Nu? Pe baza unei găsim o altă relație. Deci, știind
x plus 1 pe x. Cu cine este egal x pătrat plus 1 pe x pătrat? Egal cu semnul de întrebare și x la a treia. Plus 1 pe x la a treia. 1 pe x la a treia. Egal cu cine? Și am fi interesant, plecând la x plus 1 pe x, cu cine egal, să vedem și x la a patra plus 1 pe x la a patra, cu cine este egal. Asta rămâne ca temă să ne gândim. La revedere! La revedere.